Deci 1280 de mii lei erau pentru refuncționalizarea spațiului public din cartierul Tolstoi. Știți unde este cartierul Tolstoi? 320 de lei pentru reabilitarea rețelei de apă din cartierul Tolstoi. Gândiți-vă că aceste lucrări, deci prima dată rețeaua de apă și pe urmă reabilitarea cartierului. Lucrurile sunt avansate, sunt lucrarea de reabilitare a cartierului, pentru că este o sumă mare, este deja pe SEAP, licitație, indiferent de ce se va întâmpla în continuare, aceste lucrări se vor face. Este vorba de cel puțin 4.000 de locuitori care locuiesc în această zonă, în zona Tolstoi, și este singura zonă în care nu s-a intrat cu o reabilitare masivă, cum s-a făcut în celelalte cartiere. Lucrurile astea le știți că am fost contemporan cu aceste lucrări. 1 miliard sau 100 de mii de lei, cum vreți, era pentru construirea dispensarului uman în și a căminului cultural și a muzeului etnografic la Putișa. Deci aici, zilele următoare, se va demola ceea ce, mai să-i spuneam, a semnat căminul cultural. Într-o aripă a căminului cultural era un dispensar. Hai să-i spunem dispensar medical, pentru că aveam nevoie de așa ceva acolo, pentru persoanele și special persoanele vârstnice de acolo. Demolare, normal, licitația era în curs ca să începem reconstrucția unui nou cămin cultural, dar și cu aceste dotări. Deci o sală pentru muzeul etnografic și o sală cu sala de așteptare, cu tot ceea ce înseamnă, pentru dispensar medical, unde poate să vină doctorul de câte ori venea pe săptămână, dar unde avem angajată, Consiliul Local are angajat o asistentă medicală ca să poată să facă în 24 de ore dacă sunt probleme grave acolo. Tot pentru oameni. 1 miliard pentru construirea de terenuri de sport sintetice pentru tineret. Pentru cine se duce pe ele să joace. Știți că am avut această discuție înainte și chiar vroiam la liceul sportiv, unde cred că astăzi sau mâine se termină asfaltatul curții, deci reparația totală a curții, și eram pregătiți ca să montăm acolo un teren sintetic. De ce la liceul sportiv? Cred că nu mai trebuie să explic de ce acolo. 150 de mii de lei, deci 1,5 miliarde, pentru un skate park pentru tineri. Pregătit în zona terenurilor Linca, știți prea bine că ați fost în Consiliul Local, ați văzut aprobările hotărârea de Consiliu, cerut de tineri, promis, domnul Ponta, vreau să-și cumpere mașinuțe, dacă facem o chestie de mașinuțe, cred că era mai fericit. Și 50.000 de lei, 500 de milioane pentru dotări urbane, locuri de joacă pentru copii în cartierul Ampoi 1 și în zona Vasile Goldiș. Ăștia erau bani. 20 de miliarde, 2 milioane de lei. De ce am pus aici? Pentru că noi, toate lucrările care le avem angajate și tot ce avem angajat, sunt finanțate. Noi nu începem o lucrare fără să știm că avem finanțare aproape de 100% acolo, ca pe urmă să așteptăm cu mâna întinsă să cadă bani. Aceste lucrări erau necesare și acești bani erau foarte bun ca să facem aceste lucrări. Cartierul Tolstoi, skate park-ul și tot ceea ce ați auzit aici. Dispensarul medical de la Pâclișa și celelalte lucrări. Ei, vă să nu creadă domnul prim-ministru că aceste lucrări nu se vor face. Deci, odată anunțate, le vom face. Bineînțeles, cu mai greu, suntem obișnuiți cu greu, luând bani din alte zone, mai tăind de la alte investiții, poate nu mai facem o stradă, cine știe pe unde, se vor supăra pe noi mai mulți, mai puțini oameni, însă aceste lucrări, odată demarate, noi suntem datori să le dăm drumul. Ce s-a întâmplat? Cum să vă spun, nici acum n-am nicio explicație. Deci de 20 de ani fac administrație, în timpurile în care domnul prim-ministru se juca cu bărcuțele sau cu mașinuțele în casă, abar n-avea de așa ceva. Am trecut prin atâtea guverne, am fost tot timpul în opoziție, n-am crezut niciodată că un guvern, indiferent de ce culoare este, poate să facă lucrul ăsta. Deci n-am crezut că putem să ne împărțim în România de culoarea A, B, C, D. Deci voi așa, voi așa, voi așa. N-aș fi putut să cred că există atâta ipocrizie și atâta ură. Deci asta mă sperie. Mă ridic un semn de întrebare, de unde Dumnezeu le atâta ură? Atâta ură.
canalizat, hai să spun, împotriva mea, nu împotriva mea, mie nu mi-a făcut niciun rău. Împotriva la cei 4.000 de Alba Iulien, împotriva la tinerii care vor avea skatepark, dar vor avea skatepark mult mai încolo, împotriva la cei care trebuiau să beneficieze de aceste lucrări. Aceste povești cu firmele care trebuiau să primească acești bani, firme pe deliste, firme de casă, nu sunt decât niște minciuni nenorocite. Și nu fac cinste niciun om. Vă dați seama că nu știm cu cine lucrăm la ora asta. O să aflăm în licitații peste 2 săptămâni, e vorba de Tolstoi, o să aflăm în licitații cine va face aceste lucrări. Deci habar n-avem cu cine vom lucra și deja să discuta și să-i spunea, asta am văzut și eu, că de fapt sunt bani cu care să ne plătim firmele, ca aceste firme să ne asigure și campania electorală. Revenim la chestia asta, îi spun la domnul prim-ministru că noi știm să ne facem campania electorală cu fapte, nu cu vorbe, și nu avem nevoie de bani, nici de genul ăsta și nici altfel de bani. Cred că vorbește din experiențele pe care dânsul le-a avut nefericite la PSD și fiind un pic mai tânăr, cine știe, poate că a fost marcat de asemenea experiență. Vă spun, eu nu sunt supărat, nici bucuros, nici nu vreau să fiu patetic, însă chiar n-aș fi putut să cred că după 20 de ani de, hai să spunem, democrație, nu găsesc alt termen, după 20 de ani de democrație asistăm la așa ceva. Așteptăm acum să vedem ce ne mai ia. Ce ne mai ia aerul, apa, nu nouă. E vorba de cetățeni. O să fac și eu ceea ce n-am făcut niciodată. Pentru că n-am vrut să fac lucrul ăsta niciodată. O să invit pe cei din Tolse, care au fost vecinii mei de cartier, la ședința de Consiliu, în care să vedem cum se va vota. Pentru că fiind vorba de rectificare de guvern, cu toate că nu înțeleg ce să mai votăm când ne-a băgat pumnul în gură, încercăm și exercițiul ăsta democratic, să vedem cum vor vota consilierii. Trebuie să vă amintesc că în momentul în care s-a votat acceptarea acestor bani, cei care n-au votat au fost consilieri opoziției. Acum mă aștept ca USL-ul să voteze ca acești bani să plece din Alba Iulia înspre guvern. Deci, dacă asta este dragostea și, cum să vă spun eu, iubirea și dorința față de oraș, asta este. Dar ceea ce n-am făcut niciodată, o să invit pe cetățeni, pe cât mai mulți din cetățenii din Tolstoi, dacă trebuie facem ședința în stradă, măcar votul ăsta, ca să vadă toată lumea cum se votează, cum s-a votat până acum și cum se votează în continuare. Cred că o să avem vreo 2 ședințe de Consiliu, pentru că avem multe lucruri de făcut. O să încerc și o ședință în care să ne despărțim, să mă despart de consilierii care au făcut cinstea orașului, oamenii fără care multe lucrări, ce multe, aproape toate lucrările și aproape tot ce vedeți în orașul cu care ne bucurăm și ne mândrim și trecem pe sticlă și toată lumea vorbește de noi, n-ar fi fost posibile. Lor o să le mulțumesc. La ceilalți, n-am de ce să le mulțumesc.